Anul 2023 promite a fi unul bun pe mai multe planuri. Potrivit astrologilor, se întrevăd toate semnele că vom avea succes în dragoste, carieră și nici sănătatea nu va fi mai prejos. Dar oare cred moldovenii în toate aceste preziceri? Aflăm răspunsurile în reportajul realizat de colega noastră, Elena. Fiecare an vine cu noi preziceri. Nici 2023 nu este o excepție. Am selectat câteva dintre ele și sunt curioasă dacă cred în ele moldovenii sau nu. Se zice că anul iepurelui ne va aduce succes în dragoste, bani, multă sănătate. Cum credeți? E adevărat sau nu? Sigur că nu. De ce? Trebuie să fim realiști, deși pentru voi tineri, sigur că lucrurile este visătoare, sunt foarte importante, la speranțe spre mai frumos, spre mai bine, dar din păcate este o viață reală care... Deci cumva nu credeți în prezicerile astea? Nu, sub nicio formă. Trebuie să fim realiști, fraților. Binele și frumosul nu vine de la sine. Trebuie să depui efort. Un efort deosebit și în mod deosebit. Neamul ăsta nostru, care se numește Român-Moldoven, puturos și renos la cartile rupii. Se zice că anul 2023, care a venit, vom avea multă sănătate, multă pace, vom avea succes și în domeniul financiar. Cum credeți? Este adevărat sau nu? Îmi vine greu să răspund, dar speranța e mare. Vreau ca toate acestea să se întâmple. Încă o predicție mai este că nici sănătatea nu este mai prejos, încât nu vor apărea probleme serioase la acest capitol. Cred că nu. Vedem că evoluează și medicina, se adaptează la noile provocări a virusilor și cred că nu o să fie așa grav nimic. Конечно же нет. Почему? Ну, здоровье, ну, понимаете, ну вот сегодня есть, а завтра его нет. Это нормальное явление. Деньги? Ну, какие деньги, в принципе? Тоже такая же петрушка. Vin mai repede sau mai mult, depinde de cât de mult ne dăm străduința să muncim. Ori dacă mergem pe formula că banii vin doar prin muncă, pe altă parte nu știu. La fel, încă o predicție este că nici sănătatea nu va fi mai prejos, încât nu vom avea probleme serioase de sănătate. Credeți sau nu? Sunteți un post de televiziune pozitivist și aș vrea să vă răspund pozitiv la această întreabă. Cred. Credeți? Pentru că în credință este puterea noastră. Urmează un an cu o pace netulburată de nimic. S-ar putea să fim chiar fără griji și fericiți. Crezi sau nu? Da, cred. Și în același timp nu. Cred. Poate, da, cu Dumnezeu cum a vrea. Cum a vrea Domnul. Nu cum vrem noi. Cum vrea Domnul așa. Когда он верует то, что будет, ну дай Бог, чтоб так и было. Trebuie să sperăm. La bine, la frumos, la ceva nou și cred că asta ne dă puteri ca într-adevăr să realizeze.